normal. Indeca este o companie. Noi avem peste 100 de posturi disponibile la Sibiu. Și avem contracte cu firme foarte mari. Fiecare angajat are un nume la noi. Bun găsit! Ne aflăm în zona 0 a Sibiului, la sediu din România al unei dintre cele mai puternice grupuri germane, Indeca Business Group. Și aflăm astăzi mai multe despre Indeca și planurile de dezvoltare ale companiei, chiar de la fondatorul și CEO-ul grupului, doamna Ingeborg Salmen, și de la country managerul grupului, domnul Paul Bala. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Aș începe direct și v-aș întreba cine este și ce este Indeca. Indeca este o companie cu sediul în Germania, în Heilbronn, și are 4 locații în total, 4 în 3 țări diferite. Suntem în Germania cu 2 sedii și în Kosovo cu un sediu și, bineînțeles, la Sibiu. Noi lucrăm cu firme mari, avem contracte cu firme foarte mari, de exemplu Lidl, DHL, Intersport, în total peste 20 de firme cu care lucrăm și facem numai inbound. Asta înseamnă că în ce branșe faceți? Suntem în mai multe branșe, suntem la în online shop-uri, contactul cu clientul pentru shop-uri online, suntem în branșa de bănci, de turism și BPO. Indeca este o companie de familie. Avem o ierarhie foarte simplă și așa putem și noi, avem posibilitatea să luăm decizii foarte repede. În timp rapid, în timp scurt. În timp foarte scurt. Și la noi angajatul nu este numai un număr, fiecare angajat are un nume la noi. Deci îi cunoașteți pe toți și după nume. Da. Spuneți-vă, rugăm, cum a început povestea Indeca? Da, în anul 1999 am început, da, chiar într-o pifniță, într-un hobby room, cu 5 locuri de muncă, cu 5 angajați. Pe urmă am crescut ceva, am ieșit într-un birou la Heilbronn cu 300 de metri pătrați, cu circa 30 de angajați. Am lucrat vreo câțiva ani cu companii mai micuțe, într-un mediu mai familiar, mai micuț. Și pe urmă, în ultimii, pot să zic, 12 ani, am crescut. Ca un copil care crește, nu? Da, am crescut și am luat chiar mai multe contracte cu firme mai mari. Și am ajuns acum chiar la peste 1000 de angajați în 4 locații. Ce înseamnă Indeca la Sibiu, pentru că suntem la Sibiu? Indeca în Sibiu nu înseamnă ceva nou. Ea este prezentă pe piața de call center în Sibiu încă din anul 2015, fiind reprezentată printr-un parteneriat foarte puternic, Bridge Integrated Customer Service. Bridge este firma fică a grupului Indeca, parteneriat care continuă, nu se oprește aici, continuă și se face mai puternic de la zi la zi. Anul trecut a fost luată decizia de a înființa și o filială proprie Indeca, asta pentru a consolida în principal brandul Indeca Business în România, dar și prezența pe piață. Înființarea acestei filiale are legătură și cu Sibiu, nu? De ce ați ales Sibiul? Da, este o întrebare care o pot răspunde foarte ușor. Eu sunt sibiancă, sunt plecată acum 40 de ani de aici, din Sibiu. Am făcut școală aici, am făcut bacaloriatul la Colegiul Bruckenthal. Păi m-am plecat în Germania și, bineînțeles, după ce s-a dezvoltat toată compania asta, primul lucru la care m-am gândit, să mă întorc și la Sibiu.
Și știind că la Sibiu găsesc un potențial foarte bun de oameni tineri, oameni mai în vârstă care sunt foarte serioși, le cunosc limba, le cunosc stilul de a fi și asta întotdeauna m-a impresionat și întotdeauna am ținut și în ăștia 40 de ani legătura cu Sibiu. Da, și mi-a căzut foarte ușor să mă întorc aici în orașul meu natal. Pe lângă legătura sufletească, aveți acum și o legătură de afaceri. Exact. Ca să zic așa. Da. Ce planuri de dezvoltare aveți acum că ați înființat și filiala proprie? Indeca este acum prezentă și în Sibiu prin propria locație. Un plan de dezvoltare este deschiderea unei a doua locații pe teritoriul României. Asta este un plan pe termen foarte apropiat. Toate locațiile Indeca sunt permanent în expansiune și căutăm mereu colegi noi dornici de a dezvolta o carieră de succes. Sibiul nu face excepție de la această expansiune. Căutăm și în Sibiu permanent colegi noi. Avem peste 100 de posturi disponibile. Aveți planuri mari la Sibiu. Bineînțeles, avem planuri foarte mari. Avem proiecte mari în desfășurare pe mai multe planuri cu mai mulți parteneri importanți. Și da, suntem bucuroși că putem să facem asta în orașul natal. Exact. Acasă, până la urmă, nu? La Sibiu. Noi acasă, da. Ce înseamnă că vă măriți echipa? Reținut așa o frază din ceea ce a spus mai devreme. Așa cum am spus, la Sibiu avem peste 100 de posturi disponibile pe limba germană, deci căutăm peste 100 de oameni pe limba germană, începând de la agenți și până la posturi în echipa de management. Ce înseamnă, de exemplu, din punct de vedere financiar, un post de entry level? Entry level pentru noi înseamnă postul de agent. În plus, pe lângă beneficiul salariului extrem de atractiv și peste media sau mult peste media locală, colegii noștri actuali și viitori dispun în primul rând de spații ultramoderne și ultracentrale. Așa cum vedeți, suntem aici în inima Sibiului, în una dintre cele mai moderne și cele mai noi clădiri de birouri. Ne-am dorit un astfel de spațiu tocmai pentru a le oferi colegilor noștri tot confortul necesar și toate condițiile de care au nevoie să-și desfășoare activitatea într-un mediu cât mai plăcut. Cu cât este un angajat mai mulțumit, cu atât are și o eficiență mai bună, mă gândesc, nu? Mă gândesc că le oferi și alte beneficii, nu? Exact, da. În primul rând ne departajăm de competitorii noștri de pe piața de call center prin flexibilitatea programului. Aici mă refer la faptul că oferim programe de lucru și oferim posibilitatea de a alege și a-ți configura atât un program full-time, cât și programe part-time. Deci, practic, angajatul poate să-și configureze singur cum lucrează la Indeca. Exact. În funcție și de posibilitățile proiectului pe care lucrează, în funcție de planificare și în funcție și de dorințele lui, se găsește întotdeauna soluția optimă pentru ambele părți. Asta înseamnă că oferiți o oportunitate și pentru un public mai tânăr, nu? Exact. Suntem foarte bucuroși că putem oferi și elevilor, începând cu 16 ani, prima experiență profesională. O experiență profesională acolo unde își pot dezvolta atât capacitățile de lucru, cât și capacitățile sociale, pentru că suntem o echipă tânără și, în fond și la urma urmei, așa cum spune și Inghe, suntem o companie de familie și suntem și la locul de muncă o familie. E o șansă pe care tinerii pot să o exploateze și sunt convins că este și destul de interesant. Vreau să vă întreb dacă există vreo condiție principală pentru angajare, că am vorbit până acum de Indeca, ar fi o condiție ce trebuie îndeplinită obligatoriu? Da. Singura condiție obligatorie, să-i spunem așa, este cunoașterea limbii germane la nivel conversațional. Astfel, fie că sunt persoane în căutarea unui job sau persoane care vor să-și schimbe jobul actual, îi primim cu drag, suntem cu brațele deschise pentru toată lumea, indiferent de vârstă, indiferent de programul de lucru. Bineînțeles, doar cu această condiție de a cunoaște limba germană la un nivel conversațional.
Există varianta și de a crește suma asta în timp? Cu siguranță. În primul rând, vreau să vorbesc despre programul nostru intern de loialitate. Un program care presupune, în primul rând, o mărire de salariu automată de 7% la împlinirea primului an în companie. Tot în cadrul acestui program de loialitate, colegii noștri primesc câte o zi de concediu adițională celor 21 cu care încep și pot ajunge până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Bineînțeles, cu cât dovedește fiecare coleg implicare și o dorință de ascensiune profesională, noi susținem asta și dăm câte o șansă fiecăruia. Sunt colegi care au avansat pe linia asta? Bineînțeles, majoritatea promovărilor pe care noi le facem sunt pe linie internă. Avem foarte multe exemple de colegi care au pornit de la postul de agent și ușor, ușor au crescut și au ajuns în poziții bune de management. Care e modalitatea pentru cei care sunt interesați să aplice și să își depună CV-urile la Indeca? Am pregătit mai multe modalități de a intra în contact cu posibilii candidați. Avem, bineînțeles, anunțuri postate pe platformele online. Avem o adresă de e-mail pusă la dispoziție pentru trimiterea CV-urilor. Avem un număr de telefon la care se pot obține mai multe informații despre toate condițiile și toate posturile deschise la noi. Și bineînțeles prin platformele de socializare, Facebook, Instagram, YouTube și așa. Practic sunteți prezenți prin toate mijloacele de comunicare și este foarte simplu ca cei care doresc să aplice la Indeca, mă gândesc că și o simplă căutare pe Google îi poate aduce și să aplice un job la firmă. Așa este. Cum vă simțiți să aveți 1000 de angajați și o parte din inimă să bată aici la Sibiu? Da, deci... Bineînțeles că mă simt foarte bine și sunt mândră că am ajuns așa departe și pot să ofer aceste locuri de muncă foarte plăcute, după cum cred eu. Și da, întotdeauna sunt bucuroasă când pot să vin aici, să lucrez de aici chiar. Când spun Indeca, vă gândiți la Sibiu, în primul rând? Mă gândesc la toată Indeca, pentru că noi suntem o familie mare și așa îmi place să și introduc toți angajații în comunitatea asta, indiferent unde stau, că stau în Germania sau că stau aici la Sibiu. Eu vreau să fim o familie mare și avem multe proiecte în care chiar lucrăm împreună. Deci sunt angajați din Germania, angajați din Sibiu, care lucrează pe același proiect. Trebuie să fie și școlarizări, vine câte cineva din Germania la școlarizare aici sau invers. Deci este o colaborare foarte bună și asta mă mândrește foarte mult. Vă urez succes, un proiect foarte interesant și sibienii au aflat probabil și mai multe lucruri pe care până acum nu le-au știut despre Indeca și au aflat, ce mai important, că au o oportunitate de angajare la o firmă cu prestigiu, care lucrează, așa cum a spus, cu Lidl, cu DHL, cu Intersport și pachetul salarial, de ce să nu recunoaștem, este unul destul de atractiv. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Vă mulțumim! Ora locală. Indeca este o companie. Noi avem peste 100 de posturi disponibile la Sibiu. Și avem contracte cu firme foarte mari. Fiecare angajat are un nume la noi.